Un bărbat de 41 de ani, domiciliat în municipiul Bălț, este suspectat de contrafacerea și comercializarea băuturilor alcoolice. Acesta fabrica alcool și îl realiza pe teritoriul municipiul Bălț, cât și în zona de nord a țării. În urma efectuării percheziții la domiciliul bărbatului au fost depistate și ridicate peste 120 litri de alcool etilic. 900 de sticle de alcool cu volumul de 0,5 litri, estimat la circa 40.000 de lei. 80 sticle goale cu volum de 0,5 litri, 1.000 de capace pentru îmbutelierea băuturilor alcoolice din aluminiu. 150 etichete pentru etichetarea băuturilor alcoolice. La solicitarea poliției, bărbatul nu a prezentat niciun act ce ar confirma proveniența legală a alcoolului. La moment de către angajații Direcției Nord a Inspectoratului Național de Investigații se petrec acțiuni în vederea identificării tuturor persoanelor, a surselor de proveniență a materiei prime și stabilirea pieței de desfacere a produselor alcoolice contrafăcute, precum și a prejudiciului cauzat statului. În acest caz a fost inițiată o cauză convențională în baza articolului 284, aliniat 4, Cod Penal al Republicii Moldova. Persoanele culpabile de contrafacerea și comercializarea producției alcoolice riscă amendă până la 10.000 lei cu confiscarea mărfurilor.